Te rog frumos, domnule primar. Ați făcut o feudă din orașul ăsta. O feudă. Nu cred. Vă bate joc de lege. Merge mai departe. Deci, Mircea, te rog frumos, spune ce ai de spus, dar fără deci să plec, afirmații. Păi, ai făcut. Asta este opiniunea mea. Nu trebuie să suportăm o și demonstrez. Nu știu, poate... Bună ziua, pentru ce sunteți aici? Bună ziua, suntem aici cu pentru baza Picălăraș. Ce s-a întâmplat, doamnă? Nu s-a întâmplat absolut nimic. Întrebați-l pe domnul Vistă. Se deschidem bazarul. Bazarul, dacă îl deschidem acum, este nelegal. Ce este nelegal, domnul Vicin? Nu, dacă n-ai înțeles, nu-ți repet. Problema este că acești oameni trebuie să muncească, interesul nostru este ca ei să muncească în felul ăsta. Ei făcând un ban, ne dau și nouă taxele și impozite. Deci trebuie să fii cel puțin nebun să nu vrei cu oamenii ăștia să muncească. Astăzi, prin ceea ce s-a hotărât la nivel central, trebuie mai devreme sau mai devreme să dăm drumul la bazar. Și cu asta basta. Nu, noi am nu numai bazarul, să muncim. Părerea noastră este că noi am venit aici. Ia stai, și cine l-a chemat pe ăsta aici? Că vrea să ne... Cine l-a chemat? Nu știm. Să nu știți? Nu știm cine l-a chemat. Nu am nimic să spun. Dar ce problemă aveți, domnul Buzea, cu presa din Călăraș? O am problemă mare că nu ești corect. Tu nu ești corect, mă. De ce? Că tu nu ești corect. Nu discut cu tine nimic. Nu spune, doamnă, nimic. De ce ați venit aici? Că domnul viceprimar nu vrea să comunice cu presa. Dar când ți-am cerut și noi odată un ajutor, mi-ai zis că nu e treaba ta. Te rog frumos, închide aparatul. Ți-am cerut odată o altă problemă, când ne dă afară din toate restaurantele din Călăraș. Iar dumneata ai zis că nu ești... Nu ai propagandă PSD. PSD care era hotărât ce ați văzut ce. Să vândă România. Asta. Pleacă-mă de aici. Când ai dreptate, vii la Buzea în birou fără probleme. Dacă îmi faci ceva... E adevărat că demolați oamenii din piață... Pe tine te demolez! Pe tine te demolez! Ia-ți carașcabeta aia de acolo, calci legea! Spuneți, doamnă, ce problemă? Sunt că domnul viceprimar nu vrea să comunice. Zi la vine, zi tu. Ați mai apelat la dumnealui? E adevărat că vă mută? Zi, vorbește tu. Măi, ce să spunem? Problema noastră este că a zis că ne dă jos. După data de 15... Vă demolează, adică? Nu ne demolează, ne obligă. Ni s-a spus că după data de 15 mai ne mutăm partea cealaltă între blocuri. Problema noastră e că am stat oricum 2 luni de zile pe tușă. N-am produs nimic, nu sunt facturi plătite. E singura noastră sursă de venit. Nu ne dorim decât să ne lase să ne trăim, să ne câștigăm traiul. Cum în continuare, da. E pandemie, e criză. Doamnă, din ce trăiți perioada asta? Din ce ați trăit? Din fondurile care le-am avut agonisite până acum. Acum pur și simplu suntem la limită. Nu mai avem facturi plătite, avem copii care trebuie să îi întreținem. Deci a fost foarte, foarte mai greu. Mai suportați o lună sau 2 luni? Nu, e foarte grav. Ceva. E foarte grav. Deja trebuie să ieșim în stradă ca sunteți majoritatea populație. Comercianților din bazar. Da, absolut toți. Toți suntem acolo. Nu suntem de rea voință, înțelegem că înțelegem. Ne dorim. Alo, nu ridica domnul la mine. Da. Vorbesc direct... Vorbiți mai tare și trebuie să vă asculti. Vorbesc, nu poți. Vorbesc de directorul de piețe care va veni la fața locului. Așa, da. Voi, domnul director ieri m-a spus la telefon. Gata. Că speră să nu te ridice. Ce utilizat? Vine acolo domnul director cu domnul. Deci ăla nu cu zile al vostru, mă. Directorul la piață. Directorul, normal. Așa, băieți, mai stabiliți unul care vreți voi cu ăsta. Voi aici, la ora 10, acolo, discutăm cu hârtiile în față. Nimeni nu ascunde nimic. Sigur că da, mulțumim frumos. Haideți voi. Bă, nu poți să vorbești cu 20 de aici. Că ne încurcăm. Durerea ta e și a lui. Durerea lui e tot ăsta. Și toți, tu aici, ne vedem la fața lui. Zi. Tot orașul lucrează, numai noi lucrăm. Nu mă de acord cu voi, da, sunt de acord cu voi. Păi cine vă demolează? După 15 aici, cine te demolează? Bun, dacă știți voi așa, ne vedem la 10 acolo. Și de dimineața din Maria, păi poate că pe 15. Nu-i spațiu închis, mă. Și ne mutăm acolo. Nu-i spațiu. Mi-am dat niște telefonul. Păi nici la noi nu închis. Mai suportați, doamnă, cu magazinele închise în bazar? Nu mai suportă, că nu mai avem ce mâncă. Aveți familie numeroasă? Da, cum sunt? Toți au. Până ați plătit taxele, impozite acestea? Am plătit tot, la zi. Sunteți la zi? La zi. Două luni de când stăm în casă. Bă, a spus cineva că n-aveți... Piața e deschisă, piața publică. Și la noi e publică, e bazar gol, bă, afară. Tu ce faci acum? Acuzi ca și cum noi nu vrem. Ori noi vrem ca voi. Noi vrem ca voi să munciți. Că dacă vă repet a treia oară. Dacă voi munciți, pe lângă faptul că nu avem aceste discuții, faceți și un bănuț și dați și taxele și impozite. Ca tot om. Asta spunem și noi. Cine? Cine? Hai bă, stai. Stați mă, bă.
Care director? Numește-l. Ți-a zis ție personal sau ai auzit? Nu, a dat niște anunțuri. Păi, gata, vezi? Ne vedem la 10 acolo. Da, da, sigur că. Voi, gata, mai. Din voi, care vreți voi? Da, sigur. Care vreți voi? Am la față locul eu și cu director. E bine? Sigur. Gata, vezi, mergeți din niște. Nu vă dărâmă nimeni, mă. Dar sunt băieți, vă știți cum e ăsta? Uite, ăla prieten bun cu mine a fost pune peste tot. Dar dumneavoastră ați fost la alt partid și acum sunteți cu liberali, e adevărat? Nu am discut, nu am discut, nu discut cu tine. Păi de ce să nu discutați? Nu discut cu tine. Oamenii au o problemă și te uiteți acasă. Care e problema ta, mă? Să minți oamenii? Asta e problema ta. Băieți, ne vedem la 10 acolo cu directorul, cu hârtiile, dar cu voi din voi, ca să nu facem. Repet ce interesul primăriei, cu primarul în frunte și cu mine și cu toți colegii, ca voi să puteți munci. N-are nimeni interesul voi să stați acasă. Vă repet, a cincea oară, dacă voi faceți un bănuț, vă dați și voi taxele aici. Nimeni n-are interes să stați. E vorba că ne dărâmă de acolo. Stai mă liniștit cu prostia asta, stai mă. Până nu-i gata ăla, nu? Sau până nu-i gata asta provizorul, nimeni nu vă mută. Ne mergem la 10, ne vedem la 10. Ce faci? Ce faci? Păi v-a lăsat așa pentru că te-a făcut acolo și vor mai vin de loc. Mă, cine vrei tu cu piața? Ai vrut treabă cu piața? Păi așa face și cu bazarul. E sigur? Păi de 10 ani de zile de demolează, așa va fi. Hai bă băieți, gata, ne vedem. De zile demolează, face bază și ne vedem acolo. Ne vedem acolo cu ăștia doi, cum am zis. Nu vă mută nimeni, vă promit sute în sute. Vă promit sute în sute. Bă, femeie, ai auzit? Nu vă mută nimeni. Pot reprezenta doi oameni tot bazarul? Ce spuneți? Nu, merge toți. Mergeți toți? Da. Mergem toți, da. E logic. Bebețel, ai telefonul meu? La 10 acolo. Pentru că el a spus, el a afirmat ieri. El a zis, nimeni a înțeles că a din gura. Pe ce e cază-mi. Dom'le, cine v-a dat afară de restaurante din Călărași? Toate. Care? Nu pot să numesc unul, că toate da, sunt așa. Dar, dom'le, nume. Și de ce vă dă afară lumea din restaurante? Pentru că suntem români. Sora, spune domnule adevărul, ne? Păi nu e adevăr, eu prezint asta. Dăm un exemplu. Ce la it. Vrei să mergi? Vrei să mergi cu mine să mă dar dea pe mine afară cu tine? Sunt aici păi, spun, ți-am mai spus de atâtea ori și n-ai făcut nimic, nu distribui. Nu distribui. Deci toate restaurantele, nu. Toate restaurantele nu vă primesc. Nu. Nu, numai acum în pandemie, și nu, în afară. Nu, 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 în afară. În afară de pandemie. Da. Dar ce problemă au cu voi? Rasism. Păi asta e o... Păi noi asta vrem, nu vrem altfel. Păi noi asta vrem și nu să vorbim. Păi nu e problema noastră, nu este că ne mută acolo. Iartă-mă că te întrebi. Vorbe, așa au demurat și Piața Mare și i-au rămas să băgați. Dar noi asta trebuie să zicem la domnul primar să le dea voie să dăm drumul la treabă ca să rămâne să... Să putem să ne scoatem banii de pâine. Nu vedem și noi cu ochii noștri că e ceva proiect de făcut ca să ne mute atunci. Așa nu are cum să ne mute. Dar nu are cum și dacă ai avea să ne, proiectul să ne mute. În Marian, rând, acolo... Costă niște bani ca să te muți acolo, că te muți pe banii dumitale, nu te muți pe banii primăriei. Îți trebuie niște resurse care, de care nu dispunem, pentru că două luni de zile am stat în casă și nu ne-am plătit nici facturile, să se înțeleagă treaba asta, că suntem muritori de foame. Nu ieșim afară, nu mâncăm. Așa să se pună problema, nu că nu vrem să ne mute. Ne mute că oricum stăm în cocină de porci. Trăim în niște condiții în care n-au fost niciodată. Da, acolo unde vor să ne ducă ei și mai de roate. Nu se poate, că nu suntem după altă planetă. Haideți la bazar. Haideți la bazar. Haideți la bazar. Haideți. Pentru ce ați venit aici? Ne spuneți și nouă presie? Să ne deschidă bazarul. E greu acasă fără niciun ban? Este, este foarte greu. E foarte greu. Domnule, v-ați plătit taxele și impozitele? Că lumea zice că nu. Am plătit, da. Le aveți plătite? Da. Deci decât asta, cere să lucrați în continuare. Nu dacă lucrează tot orașul. Tot orașul lucrează, numai bazarul închis. Dar credeți că se va rezolva problema că va fi deschis bazarul? Să vedem sprijinul domnul primar, domnul Manea, trebuie să ne dea drumul. Era o discuție că s-ar putea să fiți demolați, ce credeți? Păi tocmai și de-aia asta, pentru chestia asta, de-aia ne-am sâns aici, că... Nu vreți nici demolare. Ne-am panicat și vrem să vedem unde o să ajungem. Asta e. Câți comerciați sunteți aici în bazar? Câte familii? 80-100 aproape. Deci vreo 100 de familii trăiesc numai de aici, din bazar, din vânzări.
Ultima dată când ați vândut? Pe ce dată? Păi când 22 martie. 22 martie, dar atunci nimic. De atunci până acum stăm așa. Deci, eu vă propun vouă, ca să înțelegeți, să primiți hotărârile de instanță pe care nu vrea să vi le dea, ca să vă lămuriți ca să că aceste opinii sunt ale instanței și nu al buze. Eu n-am voie să spun la ceva mai mult. Chiar nu mi se pare corect. De fapt, ce am vorbit acum, cei de la PSD știu, am vorbit pe ei acum vreo jumătate, două, nu mai știu când. Cele astea că vă spun. Cele care privesc suspendarea hotărârilor, păi nu spuneți tot adevăr dacă tu mă acuzați pe mine că sunt mincinos. Că dați niște cifre. De lege, mai grav. Că mincinos poți fi sau nu spui. Deci, Mircea, înțeleg că ai terminat. Ai înțeles rău. Interpelarea. Ai înțeles rău. Domnul primar, domnul primar, la modul serios. Atitudinea de a judeca cu dublă măsură și legile pentru ritul sunt așa și pentru alții sunt altcumva, pe mine mă convinge că atunci când era secretar de UTC, ce era problemă? Da, ia. Numărul 2. Păi nu puteai fi fratele meu pe vremea aia, decât dacă erai omul ăia cu ochii albaștri, de la Geana și timpanul. N-am prea nimic mai mult. Și eu voi face, te deranjează dacă fac... Nu intră pe vor. Te deranjează dacă eu fac adresa la CNSAS? Am două. Vă fac și o patria. Te rog. Ce probleme vă duc? Te rog. Mi-arătați-le pe alea dinainte să mai dacă e fapt. Nu, e treaba mea ce fac. Ce să vă arăt? Bun, haideți să trecem la subiectele noastre și că noi am venit în președință.